Salutare lume, eu sunt Timur și bine v-am găsit la, cred că primul info-video de pe acest canal și cred că primul videoclip cu voce de pe acest canal. Fac acest info-video în legătură cu canalul, cu mici update-uri și ai vrea să vă întreb dacă ați dori să-mi lăsați în comentarii dacă nu blochează YouTube-ul comentariile, adică le dă disable. Cum mai nou de acum 2-3 zile, cam la orice videoclip îți dă disable, nu mai poți să mai comentezi. În fine. Vreau să vă întreb dacă ați dori, să vă sugerez, dacă ați dori de acum orice serie, orice videoclip să fie cu voce, pentru că acum am ținut foarte mult să fac doar fără voce, gen gameplay-uri, serii fără voce, pentru că, nu știu cum să zic, dar trebuie să am și anumite subiecte de vorbit și nu prea sunt genul de om care bag așa într-un videoclip foarte multe subiecte și am spus că poate nu atrage. Mai ales ce puțin pentru publicul din România. Am spus că poate atrage fără voce pentru publicul din afară. Și am spus prin perioada asta că tot stagnez cu abonații, să fac un mare update la canal. Să fac serii cu voce, să, nu știu, să poate atrag mai multă lume. E mult mai interesant cum mai conversez în videoclip. Și pe live-ul la fel, nu mai zic. Nu mai pot. Deci n-am mai făcut un live, cred că din Paști. Cred că din perioada aia. Deci atât cu foarte mult, o să mă reapuc din nou de live-uri. Dacă o să fac acum videoclipuri unde o să-mi expun vocea mea, cel puțin nu știu dacă o să mai fac așa de des, adică poate maxim 2 episoade pe zi, pentru că am și un timp limitat. Muncă, servici, ies afară, este vară, am și o viață socială. Și na. Am foarte multe serii pe canal care sunt inactive, trebuie să mă reapuc, trebuie să le refac. De exemplu, cum ar fi. Așa. De exemplu, cum ar fi Rage 2-ul. Da, trebuie să mă apuc din nou să refac jocul. Ce mai era ca serie inactivă, să-mi aduc aminte. Mad Max-ul, trebuie neapărat să refac seria. Little Nightmares. Da. Ce mai este inactiv pe canal? Atomic Heart, Hogwarts Legacy din cauza plăcii video, dar pentru voi care nu știți, eu am un sistem puțin mai vechi, procesorul mă ajută în rest foarte mult, am un FX 6350 de 6 nuclee, se duce cu turbo până în 4 GHz, am 16 GB de RAM, dar trebuie să schimb, am o frecvență foarte proastă, nu știu de ce, așa am cumpărat calculatorul, în loc să am o frecvență ce puțin standard, cum are orice sistem de DDR3 de 1600 MHz, am de 697 MHz, pare rău că m-am bălbuit, nu eram sigur, și am o placă video în GTX 960 de 2 GB, băi, într-adevăr, placa de 2 GB, dar pentru o placă de 2 GB chiar și face treaba împreună cu procesorul ăsta. Și va trebui să-mi cumpăr RAM, să-mi upgrade sistemul la 1800 MHz sau 1600 MHz la RAM. Și m-am gândit să fac un upgrade la un GTX 1070 de 8 GB, versiunea cu 3 ventilatoare. Bine, calculatorul ăsta nu o să mai fie pentru multă perioadă de timp. Adică ce puțin o să fac un sistem cu un Ryzen 7 5700X. Împreună cu un RTX 4070, 32 de GB de RAM, dar sunt sceptic la procesor, nu știu, adică procesorul am, dar m-ar interesa mai mult să fac upgrade la un i9 13900 KF-ul, care e 24 nuclee cu 19 thread-uri sau 20, nu mai știu exact. Ăla e mai scump, i9-ul ăla, este vreo 30 de milioane, ceva de genul. Stai așa, deci ce am eu ca procesor cumpărat acum este 5700X-ul care este aici, acesta, s-a mai ieftinit, 8 nuclee, 16 thread-uri, opa, așa, și ar fi i9 100 3000 KF-ul. Cum era, că nu mai știu, îmi scapă foarte mult. Ea e de 30 de milioane. Cred că ăsta, KF-ul. Cu 24, da, ăsta este. 3, s-a mai ieftinit, e 29 acum. Să ai reducere. Da, s-a mai ieftinit.
Și na, o să până e gata sistemul ăsta nou, mai durează vreo 7-8 luni, așa că de asta și mi-am upgradez RAM-ii, va trebui să schimb sistemul ăsta SSD-ul, pentru că deja a ajuns la 69% viața lui. 69, da. Și nu prea e bine. Și RAM-ii, pentru încă vreo 7-8 luni merge. Da, și cam că și asta este acest infovideo, cam asta am avut de spus. O să mai urmeze noi serii pe canal, trebuie să mai sistemi și seriile vechi, gen Doom Eternal, Star Wars Jedi Fallen Order. Ce mai am de terminat pe canal ar mai fi Planet of Lana, care e destul de recentă seria, Dead Island 2, Far Cry 4 și cam atâta. O să mai urmeze alte serii. Am lăsat în secțiunea de comentarii dacă vrei să fac serii cu voce. Și eu voi face asta, cum îi spune, mama, am un lapsus. Vă voi asculta rugile. Cam acest video, eu am fost Timur și vă salut. Salut.